De 50 de ani, pe 5 octombrie, marcăm Ziua Mondială a Educației. Această zi este dedicată cadrelor didactice și este încă o ocazie minunată să le mulțumim pentru efortul care îl depun pentru a crește generații frumoase. La Liceul Spiru Hared din Chișinău, această zi a fost sărbătorită mai deosebit decât în anii precedenți. În fața liceului a fost instalat bustul lui Spiru Hared, celui care a înfăptuit reforma sistemului educațional și a fost ferm convins că învățământul joacă un rol de regulator social și de remediu la numeroase carențe ale societății. Inaugurarea bustului Spiru Hared este un act cu adevărat istoric, atât pentru liceul nostru, dar cred că și pentru toate instituțiile de învățământ din Republica noastră. Pentru mine, Spiru Hared înseamnă un model. Un model pe care încerc să-l urmez pe parcursul întregii mele cariere pedagogice și încerc nu numai să declar ceva, fiindcă Spiru Hared mi-a învățat să... El spune așa, fapte nu vorbe. Deci el încercăm prin faptele noastre să realizăm ceea ce cândva el a realizat pentru învățământul românesc. Să edităm un ziar, și avem un ziar Vlăstarul pe care îl edităm, să edităm o revistă pe care el a editat-o cu vorbiri didactice, să... Acum încercăm să mai edităm încă o revistă, Gazeta Matematică, care a fost promovată de Spiru Hared. Cu alte cuvinte, să avem un învățământ de calitate, un învățământ reformator, așa cum l-am moștenit de la Spiru Hared. Numele lui Spiru Hared este însoțit de o sintagmă, om al școlii. A fost ministru al instrucțiunii publice din România în câteva rânduri, la începutul secolului 20 și a reformat învățământul în dându-i un aspect modern de învățământ. România, prin sistemul de învățământ creat de Spiru Hared, s-a încadrat în sistemele educaționale și de instrucțiune din Europa. A rămas ca în istoria învățământului, în istoria României și a tuturor, în istoria noastră națională, ca omul care a gândit că România modernă are nevoie și de un om modern. Și acest om modern putea să fie instruit și pregătit numai prin școală. Victor Macovei și Tihonciuc Ruslan sunt sculptorii care au muncit cu multă plăcere la realizarea bustului lui Spiru Hared. Copilul meu învață în liceu și domnul Abruci a aflat că sunt sculptor și el a venit așa, cu așa o propunere să facem bust. Cu mare bucurie noi am acceptat propunerea lui. Cred că este o zi foarte potrivită din cauza că în timp ce în alte licee, nu știu, se dau flori, se fac diferite manifestate genodat cu ocazia sărbătorii zilelor profesorilor, noi am ales o zi potrivită în care să-l cinstim pe Spiru Hared și mi se pare foarte potrivit. Aici au făcut studiile cele trei fiice ale mele. Ele au absolvit de mult. Dar eu rămân atașată în continuare, de aia și zic că am fost, că sunt membru asociației, pe atunci era Asociația Părinților, și astfel s-au așezat lucrurile că m-am implicat într-adevăr în multe activități și acum nu pot renunța, pentru că sunt foarte legată de acest liceu, îmi place ce se întâmplă aici, îl consider poate cel mai bun liceu din Chișinău și din Basarabia. În primul rând pentru atmosfera de educație, pentru relațiile prietenoase între elevi și profesori și pentru toate inițiativele excepționale care se întâmplă aici. Echipa Știri Pozitive felicită toți dascălii cu Ziua Mondială a Educației și le mulțumește pentru munca pe care o depun în fiecare zi la educarea tinerii generații.